Toate aceste rețele de comunicare internautică, da? Nu ne rezolvă de fapt problemele, pentru că suntem cu toții niște autiști în ultima vreme, iar tinerii recurg la aceste probleme și le pun pe wall-urile, le postează. Este un strigăt de ajutor. Dar nu mă simt nici tânăr în același timp. Adică, mă rog, asta probabil zic, că asta este motivul. Ești un pic mai în urmă. Ce, o generație, să știi că se întinde pe 30 de ani. De ce hai că poți? Hai că poți orice. Hai că poți să vii la spectacol, poți să înțelegi mesajul acestui spectacol, care, mai mult decât atât, este un spectacol-concert. Este live. Un spectacol cu muzică live pe scenă. Trebuie să le mulțumim și noi colegilor și prietenilor noastre. Monica Ciută și Lavinia Iancu la chitară. Mă gândeam, știi, dacă acum este invitată, o să facă reclamă. Eu? Da, nu. Corectă, mie mi se pare că nu face reclamă. Nu. Spun doar atât, că avem o pagină de Facebook unde puteți da like. Până acum am lăsat pagina destul de simplă și am zis, hai că poți să dai like, hai că poți. Și nu se înțelege foarte bine despre ce este vorba, nu se înțelege, n-am vrut să se înțeleagă până astăzi, pentru că am vrut să fie premieră la Tonomatul de pe 2. Deci nici măcar pe Facebook n-am postat că e vorba despre un spectacol. Dar așa, e un spectacol ce va fi pe 29, adică săptămâna viitoare, și 30. Intrarea este liberă pentru că nu vrem să facem bani. Cum adică intrarea este liberă? Intrarea este liberă pentru că cine vrea vine. Dar de ce a spus intrarea liberă? Pentru că este un club, Wings Club, de pe... Exact ce spuneam, îți mulțumim foarte mult. Ce? Iar... Mulțumim, trebuie la caserie, Diana, e bine. Nu trebuia să pare foarte rău, eu n-am zis nimic. Intrarea liberă, intrarea liberă, tu faci de bani, cum știi. Nu trebuia să spun nici Facebook? Ba da. Ok, atât. Bine, atunci o să încerc eu să dreg cumva în club? În Facebook, pe pagina de Facebook Hai că poți. Dacă dați like, veți afla toate amănuntele referitoare la acest spectacol. Când se joacă, la ce oră. Uh-huh. Și v-am spus, intrarea este liberă pentru că nu ne dorim să ne îmbogățim din teatru. Și dacă ne-am dorit să ne îmbogățim din teatru, imposibil. Avem un mesaj de transmis și vrem să fiți alături de noi. Hai că poți. Eu am un mesaj pe care am să vă las în compania lui Alec un pic. Îmi place foarte mult că ți-a saltat Floricica la tenis. Foarte frumos. Și la unghiuțe. Asta n-am văzut, ce înseamnă să pierzi amănunte. Ok, eu vreau să știu cum ați lucrat efectiv la spectacolul acesta, pentru că spuneați că Viorel a scris textul special pentru voi. Și de unde a venit ideea și cum a fost efectiv lucrul? Dacă e scris pentru voi, v-ați dat și voi cu părerea? Nu? Da, mai ales că numele personajelor sunt numele noastre. Diana, Sânziana și Alexandra. De ce? De ce nu? Uite, chiar ieri am primit un scenariu și toți actorii aveam același, mă rog, toate personajele din scenariu aveam același nume, aveau același nume cu actorii. Nu este puțin ciudat? Nu se confundă puțin lucrurile? Nu, cred că, din contră, este mult mai ușor să gândești în sensul acelui personaj, pentru că, mai ales în cazul nostru, textul a fost scris pentru noi. 90% din text sunt oarecum întâmplări care au legătură cu noi. Uh-huh. Da, într-adevăr, vorbim de o altă vârstă a personajelor. Nu suntem noi la 27-28 de ani cât avem. Acum suntem noi undeva la 17 ani, 16-17 ani. Maxim. Problemele pe care le avem cu mama, problemele pe care le avem în dragoste, Dumnezeule, la 17 ani. Sunt chiar o tragedie. Cele mai mari probleme, de fapt. Și de asta ne este foarte simplu. Ok, eu o să vin la spectacol. Hai că poți să dai like pe Facebook chiar acum. Îți mulțumim. Noi vă mulțumim că ați venit, îți mulțumesc Diana, îți mulțumesc Alexandra, o să ne vedem cu siguranță și mai încolo, ne vedem la spectacol, mai arată-te încă o dată. 29, săptămâna viitoare, miercuri, intrare liberă, hai că poți să vii și tu. Și 30. Și pe 30, dacă nu vii pe 29, măcar pe 30 să ajungi. Încercăm. Da, sunt multe locuri în care vă tot spunem că...